tinerii din județul Neamț caută o speranță. Mădălina Solomon, asistent farmacie, 23 ani, șomer. Elena Stănescu, absolvent liceu, 20 ani, șomer. Vasile Nenică, inginer horticultor, 37 ani, șomer. Ștefan Ciobanu, absolvent liceu, 20 ani, șomer. Cristina Demeterca, inginer, 34 ani, lucrează, dar nu în domeniul ei. 5 ani i-a luat să se recalifice. Acordați-le o șansă. Veniți la referendum!